Ramona Pandele vă prezintă jurnalul Agro TV. Bine v-am găsit! România va primi aproape 30 de milioane de euro de la Comisia Europeană pentru sprijinirea fermierilor afectați de importurile de cereale ieftine din Ucraina. Este anunțul făcut de ministrul Agriculturii Petre Daia la un post de televiziune. Suma alocată țării noastre vine în urma repartizării celor 100 de milioane de euro puși la dispoziție de Comisie celor 5 state europene afectate de importurile masive de cereale ucrainene. Vedem imediat ce are de spus șeful MEADR pe această temă într-un material semnat de Ciprian Voinea, colegul meu de la site-ul agrotv.ro. Comisia Europeană a ajuns la un acord cu statele central și est-europene, inclusiv cu România, pentru protejarea intereselor fermierilor, dar și pentru tranzitul produselor agricole ucrainene. În urma acestui acord, Comisia Europeană va acorda un sprijin de 100 de milioane de euro, bani care vor fi distribuiți către Polonia, România, Slovacia, Ungaria și Bulgaria. După calculele Comisiei, România va primi mai exact suma de 29.730.000 de euro. Vă spuneam în momentul de început că este o sumă mică și am solicitat schimbarea formulei de calcul. Iată că astăzi suntem beneficiari a 29,73 milioane de euro, o sumă mult mai importantă și eu spun corectă din punct de vedere al calculelor. Astfel se acordă un sprijin real fermierilor români pe o analiză corectă a eforturilor pe care le-a făcut România. A declarat Petre Daia pentru un post de televiziune. Ministrul Agriculturii a precizat că așteaptă întâi ca suma alocată României de către executivul comunitar să apară în jurnalul oficial al Uniunii Europene, după care va da drumul actului normativ în așa fel încât banii să ajungă cât mai repede la fermieri. Acesta a menționat că se va face o nouă analiză a stocurilor, la porumb, floarea soarelui și rapiță, și în funcție de analiza realizată se va decide dacă statul va dubla toate sumele primite de la Comisia Europeană în vederea despăgubirii fermierilor afectați de importurile din Ucraina. Analiza urmează să o facem pe parcursul solicitării stocurilor și al trimiterii situațiilor de la județe. Lucrurile acestea sunt în dinamică și vor fi tot timpul în dinamică, cu atitudine corectă, exactă și necesară pentru fermierii români. A mai spus Petre Daia. Acesta a mai precizat că deocamdată până pe 11 mai se înregistrează toate cererile de la fermieri pentru despăgubirile alocate în prima tranșă de Comisia Europeană de 10,5 milioane de euro, sumă la care se adaugă încă 10,5 milioane de euro de la bugetul de stat. Fermierii din cultura mare se află anul acesta într-o poziție delicată. După ce anul 2022 a oferit cotații record la cereale, lucrurile au revenit la normal în prezent, fapt care pe mulți i-a luat prin surprindere. Din păcate pentru fermieri, se prefigurează un trend descendent în următoarele luni la prețurile pentru cereale. Culturile agricole arată foarte bine în multe zone ale lumii, iar toate prognozele de la acest moment indică recolte bogate în acest sezon, ceea ce înseamnă o continuare a scăderii la cotațiile viitoare. Opinia lui Gabriel Razi, analist al piețelor agricole, prezent în emisiunea Agricultura, o șansă pentru România. Dacă ne uităm din punct de vedere agronomic, fermierul american seamănă astăzi porumb și soia într-un ritm foarte, foarte bun, ceea ce îi oferă ingredientele necesare pentru un potențial mare de recoltă. Și mă refer la un potențial mare de recoltă pentru că avem multe luni de parcurs înainte și avem o vară care poate fi una foarte fierbinte. Vedem ce se va întâmpla pe parcurs. Însă potențialul americanilor este unul foarte mare. Discutăm despre un nivel, plecăm astăzi de la un nivel de peste 380 de milioane de tone la porumb. Brazilia în momentul ăsta nu arată excelent, arată fantastic. Recolta de soia este strânsă de pe câmp, prima recoltă de porumb este strânsă de pe câmp, termină semănatul la porumb pentru Porumbus Afrinia pentru cea de-a doua recoltă de porumb și au și umiditate în sol suficientă astfel încât să ducă această recoltă la bun sfârșit. Într-adevăr, depindem și acolo de vreme, însă clar potențialul e acolo. Nu în ultimul rând, Europa arată foarte bine în momentul ăsta. Sunt câteva semne de întrebare la noi, din punct de vedere al calității grâului, din punct de vedere a productivității la rapiță, însă, cu siguranță, recoltele din această vară, mă gândesc la orz, mă gândesc la grâu și mă gândesc la rapiță, vor fi peste cele de anul trecut.
În acest context, fermierilor nu le rămâne decât să se concentreze asupra lucrurilor pe care le pot controla, adică tehnologiile aplicate și costurile aferente acestora. În același timp, specialiștii îi avertizează pe agricultori că trebuie să-și reseteze gândirea după dezamăgirea din ultimele luni pentru a putea fi pregătiți să profite de oportunitățile de piață care vor apărea pe parcursul acestui an. În primul rând, trebuie să fiecare fermier trebuie să plece de la lucrurile pe care le controlează. Iar lucrurile pe care le controlează sunt lucrurile din câmpul lui, productivitatea și costurile. Astea sunt două elemente pe care fermierul român trebuie să le aibă în control și să le monitorizeze tot timpul. Două elemente critice pentru orice business agricol. 2. Să-ți dau puțin din casă. Lucru cu care ne confruntăm noi acum. Vedem un impact emoțional destul de puternic al acestui declin de piață asupra fermierului român. Fermierul român deja e în momentul ăsta atât de dezamăgit de ce se întâmplă în burse, încât nu mai urmărește bursele. Și e o problemă. Ceea ce cred că nu e cea mai bună atitudine, să spun așa. Nu e cea mai bună atitudine. Trebuie să vină fiecare cu un reset mental și să se gândească cu optimism la viitor, pentru că cu siguranță oportunitățile comerciale vor fi aproape în fiecare sezon. Avem o problemă meteorologică într-un punct important din lume. Problemă meteorologică care generează volatilități și cu siguranță vor fi oportunități și în acest sezon. Oportunități care pot veni nu numai din zona meteorologică, pot veni și din zona politică. În fiecare zi se întâmplă povești, au loc povești noi și scenarii noi care mută aceste piețe. Acum că discutăm despre un climat macroeconomic mai greu, într-adevăr, vom fi pe o plajă de preț cu siguranță mult mai redusă față de cea a sezonului anterior. Însă fiecare dintre fermieri, fiecare dintre negustori trebuie să seteze corect așteptările. Dacă anul trecut, cam pe vremea aceasta, prețurile mărfurilor agricole pe bursele internaționale atingeau niveluri record, situația la un an distanță este aproape diametral opusă. Efectul bumerang s-a simțit puternic în piețele agricole, iar prețurile cerealelor s-au întors la cotele normale, cu care fermierii erau obișnuiți în anii precedenți. Continuăm jurnalul tot cu Gabriel Razi, analist al piețelor de mărfuri agricole, prezent în emisiunea Agricultura, o șansă pentru România. El explică toate aceste valuri ale prețurilor la cereale. Printre factorii care au influențat această revenire a prețurilor, nu se numără doar mult invocatele cereale ucrainene. De fapt, potrivit specialiștilor în domeniu, problema este una mult mai complexă, însă ea ar putea fi prevăzută încă de anul trecut, iar fermierii ar fi trebuit să profite de valorile record de anul trecut în loc să mai aștepte. Cred că luna mai anul trecut era o lună de vârf pentru prețurile cerealelor, să zicem, în general pe piața globală, nu? Bineînțeles, de vârf istoric absolut pentru piața noastră, de când se tranzacționează aceste produse bursier. Însă, o mare parte dintre fermierii români au ratat acea oportunitate, sperând că ciclul de creștere va continua. Poate că sperau că va continua la nesfârșit. Bursa ne arată că aceste cicluri foarte puternice de creștere sunt urmate de cicluri foarte puternice de scădere, în condițiile în care aceste creșteri sunt generate în principal de perturbări de aprovizionare. În trecut au fost generate de decizii politice, de secete, acum au fost generate de război și de blocarea temporară a exporturilor din Ucraina. De altfel, specialistul avertiza încă din vara anului trecut, tot în direct la AgroTV, că prețurile cerealelor și oleaginoaselor se vor prăbuși, pentru că fluxurile financiare speculative nu vor putea fi susținute la nesfârșit. Analistul a explicat în linii mari care sunt factorii care au dus la această scădere a prețurilor, subliniind totuși că valorile sunt în continuare peste nivelurile normale multianuale. Suntem în continuare peste nivelurile normale multianuale. Reducerea prețului a fost generată de un cumul de factori. 1. Creșterea dobânzilor, începând cu vara anului trecut, dobânzi care au apăsat foarte greu asupra apetitului investițional din partea fondurilor de investiții speculative cu expunere pe piețele agricole în marile burse din lume și mă gândesc în special la Chicago și la Euronext Paris. 2.
implementarea coridorului de export de la Marea Neagră. 3. Recolte bune în multe zone din lume și agresivitate la vânzare, în special din partea Rusiei, pe piața grâului. Mă bucur că ați În afară de asta, a mai fost și Australia, cu recolte record, care fără doar și poate a apăsat pe anumite piețe. Și mă gândesc în special la piața de rapiță, unde avem un import de canola australiană incredibil de mare pe vestul Europei, acolo unde sunt unitățile de procesare. În contextul actual, la prețurile preconizate pentru campania 2023, pragul de rentabilitate va fi foarte sus. Cea mai bună șansă a fermierilor care vor să-și maximizeze câștigurile este să investească în tehnologia de cultură, astfel încât să obțină producții cât mai mari. Când ai prețuri mai mici, venitul la hectar poate fi îmbunătățit doar cu productivitate, iar productivitatea se obține cu tehnologie. Concluzia lui Gabriel Razi, analist al piețelor agricole. Dragi parteneri din Agribusiness, sunt Dan Petre și reprezint departamentul Agri din cadrul Vista Bank. Astăzi vă prezint soluția noastră de prefinanțare a subvențiilor APIA, un credit ce se poate obține pe baza ultimei decizii de plată, încă de la momentul creionării cererii IPA online în formă proiect. Cheltuielile fermei dumneavoastră sunt legate de ciclurile agricole care nu pot aștepta până la încasarea efectivă a subvenției. De aceea, această soluție vă ajută să accesați rapid sumele ce vi se cuvin ca subvenții pentru anul agricol în curs, cu mult înainte de datele prevăzute pentru plata acestora. Este un credit pe care, după aprobare, îl puteți utiliza fără documente justificative și care acoperă o gamă largă de cheltuieli necesare pentru lucrările de sezon. Suma finanțată ajunge până la 100% din ultima decizie de plată, iar garanția principală este reprezentată chiar de sumele viitoare de încasat de la APIA. Creditul se utilizează fără documente justificative și, probabil cel mai important, este o soluție flexibilă și rapidă, aliniată cu calendarul lucrărilor agricole de primăvară. Astfel, puteți accesa subvenția pentru anul în curs cu mult înainte de emiterea adeverinței APIA. Cu alte cuvinte, exact atunci când aveți nevoie. De ce să alegeți Vista Bank? La Vista Bank suntem pasionați în egală măsură de domeniul financiar și de cel agricol. Avem o experiență de peste 6 ani în finanțarea agriculturii și o echipă dedicată de specialiști agri prezenți în principalele zone cerealiere ale țării. În acest timp am proiectat un portofoliu extins de produse și l-am îmbunătățit continuu. Vă oferim consiliere personalizată astfel încât să alegeți soluția de finanțare adecvată pentru ferma dumneavoastră. Suntem aici pentru fermele care exploatează cel puțin 250 de hectare, cu minim 2 ani de experiență și organizate ca persoane juridice. Împreună suntem mai puternici! Dacă multe merg rău în agricultură, noi vă aducem o veste bună. În Argeș se anunță recolte record de cireșe în perioada următoare. La acest moment, pomii sunt grei de floare și asta pentru că au înflorit după episoadele de frig din ultimele zile. Ce recomandări fac pomicultorii pentru a ajuta fructele să se mențină și să se dezvolte corespunzător, vedem în materialul următor. Renumit pentru potențialul său pomicol, județul Argeș stă bine și când vine vorba despre plantațiile de cireș, cel puțin la acest moment. Cum stă acum, sunt foarte, foarte bine. Deci cireșul a început să înflorească după prun și nu e afectat absolut de ger, de brumă, de nimic. Soarta viitoarei recolte o decid însă și lucrările efectuate, în mod special tratamentele specifice. La cireș câteva stropiri trebuie făcute punctuale ca să nu facem cireșe cu pierbi, că e o muscă a cireșelor care depune un ou când sunt fructele albe. Deci fructele sunt verzi, după aceea se albesc și după aceea. Și trebuie să dăm cu, când e fructul alb, cu o substanță, cu remanență mică pentru musca cireșelor. Acum e și ceva mai modern. Sunt niște capcane de cistrap, cam așa îi zice, și s-a gasă, nu știu la câteva, nu știu la câți pomi, câte o cutiuță din aceea s-a gata de o ramură de cireș și nu mai e nevoie să stropești ca să nu poluăm nici mediul, nici pe cel care mănâncă cireșe. Asta nu înseamnă nici pe departe că avem un câștig garantat. La cireșe cea mai grea problemă e recoltatul, fiindcă trebuie să ai
degete de pianist ca să poți să culegi cireșele frumos. Că altfel le tragi de ele și le pui în asta, nu ți le cumpără nimeni. Deci anul ăsta, una peste alta, ar fi, se anunță, da, după se cum? Da, se anunță an foarte bun la cireșe. Anul trecut cum a fost? Tot. Se caută cireșele? Se caută, da. Pentru a obține recolte frumoase, cei interesați trebuie să țină însă cont de câteva lucruri la care cireșul este sensibil. Cireșul e sensibil la sol. Să ai sol ușor și scurs. Deci în regiunea noastră, în zona județului Argeș, cea mai potrivită zonă pentru cireși e Călinești, Topoloveni, Leordeni, Bogați. Dar și aici merg cireșii, nu e niciun fel de problemă. Nu merg cireșii pe platforma Gândești, pe platoul Gândești, pe platforma Podmeana, unde sunt soluri argiloase, unde băltește apa și cireșul e sensibil la excesul de umiditate și la soluri grele. Pentru a obține producții mari, este recomandat ca cireșul să fie de talie mică, pentru a se putea efectua în mod corespunzător tratamentele, pentru a avea fructe coapte uniform și, nu în ultimul rând, pentru ca recoltarea să se facă ușor. Compania Dicorland a prezentat recent la Târgul Agraria de la Jucu, județul Cluj, o serie de echipamente dedicate sectorului vegetal cultură mare. Fermierii interesați au stat de vorbă cu specialiștii companiei care le-au dat toate informațiile și răspunsurile cu privire la sistemele aduse în standul Dicorland. Colegul meu, Marius Mila, a realizat un interviu cu unul dintre reprezentanții firmei care a anunțat că va crește numărul de reprezentanțe deschise în țară. Motivul pentru care am ales să participăm ca expozanți cu întreg portofoliul companiei este și legat de faptul că am extins rețeaua de parcuri cu noul parc de la Timiș. Acum suntem puțin mai aproape de zona în care ne aflăm. Parcul de la Timiș este cel de-al patrulea parc al rețelei noastre, pe lângă cel de la Galați, cel de la Iași și cel din județul Ialomița. Urmează cel de-al cincilea parc în cursul acestui an în regiunea Olteniei, să spunem, în zona de sud-vest a țării. Și, evident, vrem să fim mai prezenți și mai aproape și de fermierii din vestul și centrul țării. În ceea ce privește tehnologia, inovația sau noutățile din domeniu, suntem în permanență actualizați, suntem în permanență în contact cu fermierii, transmitem și transferăm know-how-ul nou din partea producătorului către fermier, către utilizatorul final și asigurăm în permanență consultanță prin echipa noastră, care deja e foarte numeroasă. Am depășit pragul de 200 de colegi la nivel național care acordă suport și consultanță fermierilor din țară. La Agraria, anul acesta, ne-am prezentat cu conform specificului regiunii, care e destul de mult orientat spre zona de zootehnie, cu echipamente necesare prelucrării fânului, cu echipamente de irigat, de ce nu, pentru că e parte din nevoile fermierilor și una dintre cele mai mari nevoi, echipamente de recoltat, hedere de la Olimac, echipamente de prelucrare a solului, Lemken, echipamente din portofoliul Maschio, Gaspardo, inclusiv echipamente pentru lucrări forestiere, de ce nu, prin partenerii noștri de la Orsi, parte de transport, cereale, remorci, prin partenerii de la Pronar și așa mai departe. După cum am spus, portofoliul este foarte variat. Din păcate, spațiul nu ne permite să afișăm chiar tot, dar suntem pregătiți cu informații, cu broșuri, cu tot ce trebuie ca oamenii să fie informați. Asigurăm inclusiv partea de consultanță în ceea ce privește proiectele cu finanțări externe. Intermediem tot procesul de finanțare, fie că vorbim de leasing-uri, fie că vorbim de credite, prin intermediul colegilor noștri din departamentul financiar, care prelucrează toate informațiile, iar clienții noștri, fermierii care lucrează cu noi, beneficiază de o procedură foarte simplificată.
O surpriză foarte gustată de vizitatorii Târgului Agraria la standul companiei Titan Machinery a fost prezența lui Toma Cuzin, actor consacrat într-un serial de comedie. El a anunțat proiectul intitulat Film în sat, proiect prin care o caravană cinematografică prezintă o serie de creații artistice în mai multe localități din ruralul românesc. Colegul meu, Marius Milea, a stat de vorbă cu actorul Cuzin Toma despre această inițiativă care se vrea a deveni o tradiție. Este un proiectul meu de suflet, am plecat din dorința de a întoarce cumva comunității din care am plecat ceva din bagajul meu acumulat de cunoștințe și de cultură acumulat până astăzi și n-am căutat niciodată succesul, de exemplu. Dar este un proiect în care îmi doresc să aibă succes, pentru că succesul pe care eu îl obțin nu este succes, nu mă bucur eu, se bucură miile de tineri. De exemplu, la Peștișeni am pornit anul trecut și am avut 4600 de tineri care au venit acolo. 4600 de tineri la un festival de artă și film în sat este mare lucru. Adică e același lucru, să cultivăm puțin oamenii, pentru că odată cultivați avem parte de un tineret și o populație mai echilibrată, mai responsabilă. Evident, acolo apar și și oamenii de performanță, de acolo apar din școală, zic eu. Și e un proiect pe care îl duc mai departe. Anul trecut am fost în Peștișea și în Dolhasca. Anul acesta am doresc să ajung în 10 sate din România. Întâmplător sau nu, și logo-ul meu este un tractor, pentru că paralela este ce facem noi, ce aducem cultură, ce semănăm în noastră cultură, ce culegem, ce semănăm. Și e de aici și plecat toate treabă. Inclusiv proiecția filmului se face dintr-un tractor, de exemplu, ca să facă această legătură. Ne întoarcem la sat, ne întoarcem la țară, pentru că sunt mii, zeci de mii de tineri. Anul trecut am adunat 8.000 de persoane, dintre care mai mult de jumătate erau tineri, credeți-mă, care au rămas exact așa, s-au stat până seara târziu la filme, la workshop-uri, piese de teatru și întâlniri cu artiști și oameni de cultură și credeți-mă că a avut un succes. Dacă anul acesta merg în 10 sate, cu ajutorul Titan Machinery, care este sponsor principal, și cu voința noastră, dacă reușim în 20, în 30, exact ca în agricultură, acolo unde punem sămânța de calitate, vom culege niște roade foarte bune și frumoase. Acesta va fi câștigul? Câștigul meu vine peste 2-3 ani de zile, când o să merg pe stradă și un copil care este astăzi la liceu, a terminat facultatea și zice mulțumesc domnule Cuzin sau mulțumesc Cuzin, mulțumesc Firicele, cum vrea el să-mi zică, că mi-ai deschis și mie o fereastră către altceva. Adică ce face arta și cultura? Îți arată că cu un telefon nu poți să stai doar pe TikTok, poți să faci și altceva. Cu o sârmă pe care o găsești, poți să îi scoți ochii cuiva sau poți să legi ceva care îți construiește ceva mai departe. Asta face, ne deschide perspectiva, orizontul. Asta face și arta, și cultura, și agricultura. Urmează câteva minute de promovare a unor importanți jucători din industria agro, după care continuăm jurnalul și cu alte subiecte de interes.